Am spus anterior, noi nu suntem doar un corp fizic. Limitele noastre nu se opresc aici. Noi suntem într-un cerc mult mai mare în care șamanii folosesc lucrul ăsta, ce îi numesc asta aură. Deci în această imagine ei văd boala ca o pată diferită de cealaltă. Văd artiști triși cum își dau ultimul zvâc. Voi nu vedeți boarfe, coarfe, doar lux și atât. Cu cine pot strânge, nu pot munci. Cu cine pot munci, nu pot să strâng. Ba pula-n banii voștri, am altele de strâns. De restul v-am vorbit mereu firește. Ne ștergem reciproc, nu ți-am făcut bine. Nu suntem prieteni, falși peste tot. Având în vedere riscul la care m-ai supus, încă mi-ești dator. Dar nu vreau nimic înapoi, asta trebuie să zici. Nu știi să dai ce se cuvin la frați, de asta ai doar inamici. Tu credeai că ai să-i parte de cai, fără să știi să încalici. Pierzi ca Franța în final, așa că ia de-ți. Recalculează ruta, dar nu da să iei mai mult decât îți permite burta. Turda, mare mâncătaci, nu uita să lași loc de desert. Îți vorbesc ca să înțelegi și să nu mai ai în deșert. Numele Domnului, că de-aia-ți merge cum îți merge. Și noaptea nu guși din pocalul somnului. Ți-e frică să fii singur, de-asta n-am să prind vreodată. Zic adevărul în față zilnic. De-asta n-am să prind vreodată. Zic adevărul în față zilnic. Zilnic e câte ceva de zis, un adevăr cât de mic. Uneori tac și o luni de zile că-i greu să fii artist. Ziua trist, noaptea la fel, mai ales de când colcă e prin cartier. Tot felul de combinații proaste, ce fără să vrei atrag atenția girofarelor roșii, albastre. Hai să adunăm oaste, sunt multe de făcut. Lupta pentru adevărul și ghidarea celor ce-s la stadiu de prunc. La idei mă refer, mult mai lejer, nu disper să prindă pentru mine atârnă altfel. Când veți înțelege cum stă treaba cu hip-hop-ul, abia atunci veți înțelege de ce înclat în capul. Când veți înțelege cum stă treaba cu hip-hop-ul, abia atunci veți înțelege de ce înclat în capul și de ce înclat în brațele în aer. Mișcare liberă, sunt fan că e șarpelui, fiindcă în esență viperă. Când veți înțelege cum stă treaba cu hip-hop-ul, abia atunci veți înțelege de ce înclat în capul și de ce înclat în brațele în aer. Mișcare liberă, sunt fan că e șarpelui, fiindcă în esență viperă. Cu cât omul este mai spiritualizat, cu atât frumusețea lui mai aleasă. Adică ai combinație de puncte, cum este în codul de bare, de toate culorile, o splendoare. Când apare boala, în câmpul tău, asta fac șamanii, văd acolo niște pete. Ei, pata aia este un model patologic, energetic și informațional al unei boli. Șamanul pur și simplu șterge asta. Noi tratăm doar corpul fizic.